O nouă firmă de salubrizare și colectarea deșeurilor își desfășoară activitatea începând de astăzi, 24 octombrie, în localitățile din zona 3 centru a județului Hunedoara. Noul operator este Supercom SA, care administrează centrul de management integrat al deșeurilor de la Bârcea Mare, asigură serviciul de salubrizare în Valea Jiului, dar și în multe alte zone din țară. Zona 3 centru a județului include 37 de unități administrativ-teritoriale, printre care Deva, Hunedoara, Orăștie, Călan, Giugiu sau Simeria. Programele de colectare a deșeurilor vor rămâne neschimbate, asigurând serviciul după programele de colectare ale vechiului operator. Deocamdată, contractul cu Supercom este unul temporar pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire. În zona 1, Brad și zona 2, Hațeg, încă operează Braicătă, iar acolo contractele expiră pe data de 26 ianuarie 2023.